Știți că pe data de 3 decembrie, Gala Generozității revine la sala cu orgă de această dată, iar mai multe despre acest eveniment și despre scopul nobil al acestui eveniment discutăm cu următoarele noastre invitate. Ne bucurăm așadar de prezența doamnei Liliana Rotaru, care este președinta organizației Copil Comunitate Familie Moldova. Bună seara, doamna Rotaru! Bună seara, bine v-am găsit! Și o salutăm cu mare plăcere pe doamna Lucia Berdos, ambasadoare CCF Moldova, dar și fondatoarea Fundației Felicia. Bună seara, doamna Berdos! Bună seara! Mulțumim tare mult pentru prezență. Și, doamna Rotaru, anul trecut Gala Generozității s-a desfășurat online. Cred că și pentru dumneavoastră e o mare bucurie că în sfârșit lucrurile revin la normal cât de cât. Ce pregătiți pentru ediția din acest an? Mulțumesc frumos pentru invitație, în primul rând, și vreau să zic că sper că și susținătorii, partenerii noștri sunt la fel de înfometați și flămânzi și însetați de muzică, de artă, de timp petrecut împreună ca noi. Iată că anul acesta, deși într-un format mai restrâns, ținând cont de toate rigorile, toate cerințele, gala va avea loc în format față-înfață sau format fizic, în data de 3 decembrie, exact așa cum ați spus dumneavoastră. Va fi un spectacol extraordinar, dar eu cred că, pe lângă muzica frumoasă, oamenii se vor bucura să se vadă, să se întâlnească, pentru că aproape 2 ani am fost într-un fel limitați la un număr foarte mic de persoane, persoane apropiate, ca să nu ieșim, să nu intrăm în contact cu foarte multă lume, lucruri foarte corecte, dar acum când suntem vaccinați și situația un pic parcă se mai luminează, sperăm să ne revedem cu cei dragi. Doamna Berdos, Fundația Felicia, pe care ați fondat-o și pe care o conduceți, este alături de CCF Moldova de multă vreme deja, citeam undeva de peste 7 ani de zile. Cum au fost acești ani? Parteneriatul nostru, într-adevăr, este deja al 7-lea an, de care ne bucurăm foarte mult. Fundația am creat-o eu împreună cu soțul meu în 2012 și, de fapt, ne-am pus ca scop să ajutăm acei oameni care ajung într-o situație dificilă, ajung într-un impas și au nevoie de un sprijin, de o mână de ajutor pentru a depăși anumite situații dificile. În primul rând, bineînțeles că atenția noastră este îndreptată și către familiile care nimeresc în așa o situație dificilă. Pentru noi, personal, această valoare este una foarte importantă. Mediul în care crește copilul în familie este unul foarte important. Perioada creșterii, aflării în familie, atunci când el are nevoie de acel sprijin, ajutor, grijă, dragoste, atunci când se creează valorile. De ce? Foarte mult ne bucurăm de acest parteneriat, pentru că ne coincid valorile, ne coincid scopurile și admirăm, într-adevăr, toată activitatea echipei CCF Moldova, viziunea lor, responsabilitatea lor de a depăși, de a ajuta oamenilor să depășească aceste momente, de a schimba, de fapt, de a aduce un impact social și de a aduce schimbarea zi de zi, cu pași mici, dar siguri. Și unul din momentele frumoase acestui parteneriat este Gala Generozității. Și în acest an, alături de ei, deja într-adevăr al 7-lea an, așteptăm cu nerăbdare acest eveniment deosebit de frumos, deosebit de sufletist, deosebit de cald și generos. Să spunem și cine sunt cei care vor urca pe scenă, pentru că și acesta cred că este un punct atractiv al Galei Generozității. În fiecare an pe scenă urcă nume mari. Sigur. Cu adevărat mari. Sigur. Cu adevărat foarte mari, da. Și suntem foarte norocoși că îi avem în scenă și avem această posibilitate de a admira aceste talente, pentru că toți artiștii, toți cei invitații sunt prezenți pe multe scene mari ale lumii. Și am primit chiar și în mesaje foarte des comentarii că sunteți niște norocoși, că aveți așa ocazie. Ocazia, într-adevăr, este unicală, de aceea și seara se creează într-un mod absolut. Toți venim cu dorința de a dărui, de a ajuta, dar ne ajutăm, de fapt, pe noi, pentru că în această seară
ne îmbogățim sufletește enorm, pur și simplu. Da, Liliana, și dacă ar fi să dăm și câteva nume, pentru că mai sunt câteva bilete și mai sunt câteva zile în care spectatorii dumneavoastră pot să procure aceste bilete, în scenă va urca ca în fiecare an și de fapt va patrona acest eveniment. A creat programul Valentina Naforniță, minunata noastră soprană, va fi însoțită de Rusanda Pamfili, o violonistă cu rădăcini moldovenești, dar stabilită de foarte mult timp la Viena, parte din orchestra lui Hans Zimmer, deci este un nume și suntem extrem de onorați să vină la Chișinău pentru a doua oară la gală. Vor fi însoțiți de pianistul Marcel Lazar, la fel din Chișinău, la fel stabilit acum în Europa, extraordinar de talentat, cald, carismatic și omenos. Și pentru prima dată mezzosoprana Lilia Istrati va veni în scenă și asta va fi pentru noi toți o surpriză, pentru cei care n-au auzit-o, bineînțeles. Iar ei toți patru vor face niște duete și niște triouri extraordinare. Deci programul arată superb. Știu că va exista și o licitație, așa ca în fiecare an, de fapt. Cum se va desfășura această licitație? Chiar înainte de emisiune vorbeam un pic. E un format nou, e o licitație online, dar este un online live, deci nu este un site pe care licitezi și afli mai târziu rezultatul, dar ești acolo pe loc și există acest schimb, această adrenalină, de emoții, pentru că vrei să câștigi cu tot din adinsul. Avem 13 loturi foarte frumoase din lumea sportului, a muzicii, băuturi alese, cărți vechi, cărți cu autografe deosebite, o ie de la Valentina Vidrașco, o față de masă cu sută timp de 7 luni, cu sută manual. Deci sunt niște loturi care sper foarte mult să intereseze oamenii și să se înregistreze, pentru că nu vom trimite Zoom-ul la toată lumea, link-ul, dar cei care se vor înregistra. E foarte simplu să o facă pe pagina CCF Moldova, fie pe Facebook, fie pe site-ul nostru, evenimente CCF sau licitație. Așa. Se va desfășura licitația pe 2 decembrie. 2 decembrie la ora 20:00, deci 8 seara. Prin ce este deosebit această licitație și tot timpul ea creează acel interes și acea dorință de a fi posesorul acestor obiecte, pentru că fiecare din ele este oferit în unicitate. Deci ele sunt absolut personalizate, dacă merge vorba despre o confecție, de exemplu, de la Valentina Vidrașcu, sau conțin autografele celor care le-au creat, sau sunt într-adevăr obiecte care îți oferă o experiență unică. Și de fapt aici este interesul principal de a avea ceva și ca o amintire absolut deosebită, care la sigur că nu poți să o găsești pur și simplu. În asta și este farmecul acestei licitații. Vreau să fie foarte clar și să punctăm faptul că toate fondurile care vor fi adunate, toți banii, ca să vorbim pe de-a dreptul, toți banii care vor fi adunați, vor merge către, vă rog să vor merge către implementarea programelor de sprijin familial, ceea ce înseamnă ajutorul familiilor pentru a depăși condiția care poate duce la separarea copilului de familie. Acum factorii sunt nenumărați, nu vreau nici să vă plictisesc, nici să iau prea mult din timp, o să dau câteva exemple. Pot fi condiții precare de trai, poate fi violență domestică, poate fi dependență de substanțe, poate fi o sărăcie extremă care duce la neglijare, la alte forme de violență asupra copilului. Deci sunt situații, sau simplu vorbind, că pe înțelesul tuturor, o mamă cu 3-4 copii nu are unde sta și din aceste considerente, autoritățile nu văd altă soluție decât să separe copiii de mamă și să-i placeze într-un centru de plasament, casă de copii și așa mai departe. Or, aceasta nu este soluție. Este mai degrabă o altă problemă pe care o adăugăm pentru acești copii, pentru tot viitorul lor. Și atunci cum putem interveni? Prin identificarea acelei cauze de bază și înlăturarea ei. Sigur că nu avem o baghetă fermecată și nu poți cu o intervenție de 12 luni să ștergi cu buretele o criză de 12 ani sau uneori de 50 de ani, pentru că sunt probleme vechi, cu rădăcini vechi. Dar poți să arăți că este posibil altfel, poți să sprijini prin lucrurile elementare, deci vorbim despre standardele
minime într-un fel, da? Deci un minim garantat de care trebuie să se bucure fiecare copil. Deci fiecare copil trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului. O mamă, un tată ideal, iubitori, dacă este posibil amândoi cu bunici, dacă nu cel puțin un părinte iubitor, să aibă de mâncare pe masă, să se poată duce la școală, pentru că asta îl ajută pe copil să crească. Asta este apa la rădăcina copilului. Doamna Berdus, vă cunoaștem în primul rând prin activitatea dumneavoastră antreprenorială, dar și prin faptul că promovați întotdeauna aceste concepte importante, generozitate, recunoștință, ajutor, trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți. Cum putem să ajutăm la modul practic? Mă gândesc că sunt și oameni care cred că de ajutorarea sau de acest domeniu de filantropie se ocupă doar cei care o duc mai bine din punct de vedere financiar. Dar noi de multe ori știm că, de fapt, ajutorul cel mare se adună din... De la cei mulți. De la cei mulți care oferă câte puțin. Exact. De asta este foarte important să realizăm că nu merge vorba despre fiecare ajută cât poate, cum poate, și acest ajutor, în primul rând, este conștientizat prin faptul că eu pot ajuta, eu vreau să ajut. Fiecare din noi, fiecare om sunt sigură că are nevoie de a ajuta. Noi toți iubim să primim cadouri și să oferim cadouri. Când ne simțim mai bine? Atunci când primim cadourile sau când le oferim. Da, aparent ar fi că, uite, e bine să primești cadouri, mă simt atât de bine, dar atunci când încerci să oferi, această bucurie, de fapt, o simți tu în interiorul tău. Sunt niște valori umane, sunt absolut niște valori de care trebuie să vorbim și de care trebuie să ne împărtășim unii cu alții. Sunt sigură că mulți ar zice că eu ajut, eu prefer să ajut, dar sau să nu știe nimeni, sau de unul singur, sau eu sunt de părerea că atunci când fiecare vine cu ajutorul său și ne adunăm toți împreună pentru a multiplica acest ajutor și efectul lui, bineînțeles că este mult mai mare. Deci generozitatea se naște într-adevăr de la lucruri mici, prin exemple, unii de la alții, prin educarea acestei pur și simplu înțelegeri că eu vreau să ajut și pot să ofer. Și atunci când tu zici poți, atunci lucrurile se schimbă. Vreau să revenim, suntem pe final de discuție și vreau să revenim la Gala Generozității, pentru că este evenimentul cel mai important, de fapt, care se, iată, se apropie. Ce mesaj ați avea pentru cei care poate stau pe gânduri, poate ar vrea să vină, dar nu sunt sigur și așa mai departe? Și vreau să zicem încă o dată data, ora și locul unde se va desfășura. Data? Da. Doamna Verdes, vă rog, da, dumneavoastră. Da. Data este 3 decembrie, este sala cu orgă, este ora 6. Eu aș spune de ce eu de fiecare dată vin la această gală și de fiecare dată am aceleași emoții absolut fantastice, pentru că suntem toți împreună, suntem uniți prin aceleași gânduri și aceeași dorință și de a admira frumosul, de fapt, și în paralel știind că atâtea familii pot să beneficieze de acest ajutor. Ce este mai important decât generația care crește? Ce este mai important decât o copilărie fericită? Este un concert extraordinar și este o cauză absolut extraordinară. Eu cred că nu mai am ce adăuga la ce a spus Lucia atât de frumos, dar rămâne să invităm pe cei care mai apucă un bilet să vină. Cei care nu apucă, vă așteptăm și anul viitor, pentru că chiar vrem să fie o tradiție frumoasă. Așa să fie. Suntem mulțumim alături de dumneavoastră. Mulțumim tare mult pentru prezență. Vă dorim succes, să iasă mulțumim totul așa cum v-ați propus și de ce nu să ne revedem și după Gala Generozității, să facem împreună concluziile. Un bilanț. Mulțumim, da, tare exact mult. Mulțumim. Venim cu plăcere. Mulțumim tare, tare mult. Așadar, stimați telespectatori, Gala Generozității pe data de 3 decembrie. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook CCF Moldova. Acolo puteți să găsiți exact site-ul de unde puteți să cumpărați bilete și nu uitați că toți banii adunați vor merge într-o ajutorare a copiilor.